Salutare, zona de gaming, și bine v-am regăsit la Pokémon cu melodia asta sinistră. Asta cred că e unul din cel mai enervante levele din Pokémon. Deoarece nu poți face niște amărâți de 5 pași fără să fii atacat în mod constant de niște Pokémon ratați. Wow, nu s-a deschis ușa. Ok, ia să vedem câte secunde putem rezista fără să fim atacați. Ok? 1, 2, 2 secunde! 2 motherfucking secunde fără să fii atacat. O, da, și ca să nu uit, vreau să le mulțumesc lui PTM Designs pentru background-ul, canalul meu de YouTube, și lui Dark Shadow 206 pentru toate thumbnail-urile. Deci toate thumbnail-urile sunt făcute de Dark Shadow 206. Pe amândoi veți găsi în descriere, acolo între picioarele mele. Asta sună mai rău decât sună în engleză. Hai sus. Nu, pusim cum am saturat. Vor fi niște 30 de minute cât voi petrece aici. Nu știu ce dracu caut, dar știu că e neapărat să găsesc ceva aici. Nu mă optica. Și așa-s nervos. Nici nu știu ce dracu s-a deschis cu întrebătorul ăsta. Sau dacă s-a deschis ceva până la urmă. Asta e imposibil. Deci eu crizez la un moment dat. Ah, calciu. Hai chiar să folosesc, poate mai avem zinc și catul de astea. Ah. Special attack. Na, crește atacul. Crește atacul. Ok. Give, hai să-i dăm lui... Hai să-i dăm lui Rare și dăm o gheară. Gheară rapidă. I-am două mai survivor, bun. Aaaa. Monstru nu pot să-l... nu. De asta mă ajută cu 100 de pași. De ăștia 100 de pași nu o să mă apătă cu nimic, vă spun eu. M-am dat o grămadă de rar candy. Fuck. De ce trebuie mereu să-mi distrugă ăștia liniștea? Hai, fă-și tu level. Măcar aici pot face grinding dacă ai chef, însă eu un video n-am chef să mă bat cu fiecare. Deci nu știu ce exact caut aici, dar trebuie să fie ceva important, eu așa mă amintesc, adică, nu știu, eliberez gym leader-ul care să poți să-l bat, știți? Deci presupun că asta am deschis eu cu întrupătorul. Ah, un Growlithe. Growlithe. Mi-a trebuit unul de foc. Să nu acum.
Hai bă, termin, hai, sincer, uite, sincer, hai, uite, știi cum facem? Te-am întrebat dacă știi că eu nu știu ce dracu să mă fac. Trebuie dacă s-o deschizi celălaltă. Adică asta e în capul meu logica. Deschid o ușă, cealaltă se închide. Închid ușa aia, se deschid celelalte. Da, uite, vezi, s-a deschis. S-a deschis. Nu. Nu, motherfucker, nenorocitule. Wow, nimic, nimic. Pur și simplu nimic. Deci vor fi 5 video, deși eu sper să fie mai puțin de 5, sper să nici nu măcar să n-ajung cu măcar 2. Să mai fie în care voi petrece timp aici. Uite, a trecut aproape 7 minute și eu n-am făcut nimic. Am scăpat. Nenea l-am atac, așa că n-am de când să mă bat cu el. Nu se poate. De ce să lăsăm pe Ben să treacă ușor? Îl vadă de drum, că el prea devine mai sub Pokémon. Nu. Uite că aici nu mă duce la nimic. Să moră de rată cu cana avatar, că no cause. Cred că o să-mi iau și eu unul dacă voi găsi. Deși eu vreau neapărat să-mi iau un Ponyta, deci când o să mă duc pe insula aia Vulcan. Fuck, tu vrei să mă mori? Plăte măta. Tu scurângi jetul ăla de maimuță. Ok. Când ești prost, ești prost. Că nu. Hai. Te rog eu din tot sufletelul meu. Da, pe aici. Nu! S-a deschis acum. Ia niște viață în Apollo și-o lua destul de mult. Nu, dacă dai poze, deci să știi că mă spăr. Dacă... Să nu cădeți acolo, că vă întoarceți la primul nivel, așa că trebuie să urcați până aici din nou. Și nu cred că veți să faceți asta. Nu vreți să faceți asta, credeți-mă. Cum pare că nici asta nu arată ca un savant. M-am înșelat.
Nu prea e așa eficient. Hai, ajung la 80 sau cât. Perfect, 50 HP. Nu, sunt paralizat. Deși nu înțeleg cum Dracul afectează asta, având în vedere că îl folosește atacuri psihice, n-are treabă cu corpul. Ah. Hai, Rareș. Tu ai gheara, ai șanse mari să atași primul mereu. Ei, ai Surf, ai Hydro Cannon. Hydro Pump, nu. Hai, Water Pulse. Nu trebuia să folosesc Hydro Cannon-ul. Da, m-a paralizat. Era în timp. Dacă nu se rănește el acum, ba, trebuia să rănească. Gata. Nu, nu schimb pe votul tot. Hai să vedem cum îl ia apa. A, dracu scânte. Nu. Nu. A, eram sigur, dar e dacă l-am dat acum. Ok, te-am mătă. Ok, cam asta a fost tot pentru acest episod. Sper că v-a plăcut, like, subscribe, share. Și dați și voi cu capul în boașe. La revedere!